Cum ar fi ca în bucătăria casei tale de la munte să-ți vină la masă, weekend de weekend, măcar o duzină de musafiri? Iar musafirii ăștia să plătească pentru că vor să mănânce nu cine știe ce meniuri alese, ci bucatele de care doar orășenii cu bunici ormătuși pe la țară mai au parte în ziua de azi. Te invit pentru câteva minute la Vama Buzăului, la câteva piscuri distanță de polul frigului din România, să vezi cum ideea unui mare campion olimpic născut în Delta Dunării a pus pe Google, cu sute de recenzii, gospodăria unei românce repatriate după ani de muncă în Italia. Ești pe startupcafe.ro, canalul antreprenorilor, și îți arăt cum poate internetul și un dram de îndrăzneală să te ajute să-ți dezvolți afacerea. Dar mai întâi, hai să aflăm de la gospodina Anca Vlad cum se transformă bucătăria de acasă într-un punct din ceea ce se numește la Vama Buzăului rețeaua gastrolocal. În ce constă gastrolocal? În primul rând, turistul vine și servește masa în cadrul familiei. Asta înseamnă gastrolocal. Te așezi la masa familiei, servești masa cu mâncărica care o are familia în ziua respectivă în oală. Totul tradițional, totul natural, totul bio, proaspăt. Și turiștii sunt foarte, foarte atrași de acest concept, pentru că înțeleg că se mănâncă ca la mamă acasă. La mine, de exemplu, astăzi am ciorbă de perișoare, bulz, pomana porcului, cum se spune la noi, și papanaș. Acesta este meniul zilei de astăzi la mine. Acum, dacă dumneavoastră, să zic, nu vă convine meniul de aici, puteți suna la un alt punct, vedeți ce meniu are alt punct. Și atunci se servește masa în funcție de gusturile fiecăruia, unde dorește. La Vama Buzăului, mascota gastrolocal e un cocoș țanțoș cu creasta roșie și pene pastelate. Dacă îl vezi și te apucă foamea prin zonă, mergi în gospodăriile care au cocoșul afișat la poartă și sunt șanse bune să mai vrei să mai revii și a doua oară. Iar dacă te oprești în bătătura Ancăi Vlad, s-ar putea să vrei să revii chiar de mai multe ori. Așa că, hai să vedem cum a început totul și cine este gazda noastră, Anca Vlad. Anca Vlad este gazda punctului gastrolocal Anca Vlad. Eu așa mă consider, gazdă. Pentru mine, turiștii nu sunt clienți, sunt musafiri. Pasiunea mea este într-adevăr bucătăria. Dar eu am bucătării doar pentru familie, atât. Dar având o pasiune atât de mare, tot timpul musafir. Și într-o seară, ieșind la poartă, m-am întâlnit cu vecinul, care este consilier la primărie. Și așa, într-o întâmplare, mi-a zis: da, Anca, tu toată ziua ai mașini la poartă, de ce nu intri și tu să faci parte din grupul gastrolocal? Zic, stai un pic că nu înțeleg despre ce e vorba, explică-mi despre ce e vorba și o să-ți dau un răspuns. Păi zice, pregătești de mâncare și dai turistului să mănânce, doar atât. Ei bine, cel puțin în cazul Ancăi Vlad, n-a fost doar atât. Nu e clar dacă a fost mâna destinului, firea veselă a gazdei, secretul din papanaș, ori poate toate la un loc, dar, cam printre primii clienți, s-a nimerit unul care avea să schimbe decisiv gradul de aglomerare din mica bucătărie a gospodinei. Și, așa cum un strop de inspirație gastronomică poate să facă diferența dintre un gust banal și unul memorabil, tot la fel un dram de inspirație digitală a transformat bucătăria offline a Ancăi într-o destinație cu prezență online pe care turiști, de temiri de unde din România, nu doar o descoperă, ci chiar o caută. A doua zi am avut un client, un turist, care mi-a rămas prieten pentru o viață întreagă, având un pic idee de mass media, de toate cele, ce doamna vrea să știți că, uite, chiar acum v-a ajuns să vă introduc pe Google. Na, vă dați seama că eu habar n-aveam pe timpul ce înseamnă, ce... Eram la început de drum. Dar am avut noroc și m-am călcat cu piciorul drept, să zic așa, și m-a ajutat foarte, foarte mult.
Deci din momentul acela veneau turiștii și mă trezeam cu o recensie, cu altă recensie, cu altă recensie. Marea majoritate mă întreabă, doamna Vlad, aveți o pagină Facebook, aveți ceva undeva? E singurul lucru care l-am pe Google și mă puteți găsi acolo ca și punct gastro Anca Vlad. Și dacă merit și se poate lăsa o recensie și o apreciere, vă mulțumesc foarte mult. Deci atât, nimic mai mult. Dar să știți că nici nu trebuie să le zic că marea majoritate, acum în ultima perioadă, vin în urma recensiilor. Servez masa, dar nici nu trebuie să le mai zic nimic. A, da, de fapt merit. Meritați, doamna Vlad, meritați să mai dau și o recensie. Dar ajută foarte, foarte mult. Foarte mult ajută recensiile. Le dă încredere maximă și vin la sigur. Așa se face că, pe Google, profilul companiei, punctul gastrolocal Anca Vlad are deja peste 600 de recenzii cu nota 4,9 din 5, ceea ce în 2022 i-a adus de la Google România premiul Recenzia de Aur. Operațional, cum s-ar spune în jargonul corporatist, vechea bucătărie a familiei nu mai făcea față încă din primul an de activitate, iar gospodina a fost nevoită să reamenajeze cămăruța bunicii ca să mărească numărul de locuri. Deci eu aici, în casa asta, m-am născut și aici am ridicat, după cum vedeți, acest foișor, care la început, bineînțeles, a fost improvizat așa, repede, repede, într-o săptămână. A fost o cămăruță a bunicii, să o numim așa, unde se simțeau foarte, foarte bine toți cei care veneau. Era făcut cu început exact tradițional camera bunicii. Dar, din fericire să zic, a trebuit să mă extind, pentru că încetul cu încetul, în decursul a 3 ani de zile, cercul de turist s-a dezvoltat din ce în ce tot mai mult și nu mai făceam față la spațiul care îl aveam. Și atunci am creat un spațiu un pic mai mare ca să-mi pot desfășura activitatea cât de cât în condiții decente. Dincolo de povestea spusă de sutele de recenzii lăsate de clienți, gospodina din Vama Buzăului mai are o poveste. Cea a unei românce plecată la muncă în Italia, cu o rută personală și profesională schimbată într-un mod cu totul neașteptat. De fapt, am plecat din Italia în 2001 pentru un an. Am rămas 2 ani pentru dobândirea documentelor. Aveam fata de 10 ani care rămăsese cu părinții mei și vreau să mă întorc acasă, stau alături de familie. Dar destinul mi-a schimbat ruta. În ziua în care m-am dus să-mi ridic buletinul italian, cartea de identitate italiană de la primărie, l-am întâlnit pe soțul meu, care m-a convins să mă întorc din nou în Italia, unde am stat 15 ani de zile. Iar în 2015 ne-am întors împreună definitiv, să am grijă de părinți, de casă. Părinții erau în vârstă, nu se mai descurcau. Și m-am întors doar să am grijă de părinți. Și am zis, în ziua în care nu vor mai fi părinți, încui din nou totul și mă întorc în Italia. Na, na. Destinul meu e aici. Destinul meu e aici și zic că activitatea asta mi-a picat efectiv ca un bulgăr de aur, așa pe tavă, care n-am gândit, n-am așteptat, n-am căutat, efectiv mi s-a ivit ocazia aceasta, care e singurul lucru care m-a împlinit emoțional și afectiv și din toate punctele de vedere. Deși suntem la munte, ideea punctelor gastrolocale a pornit, cum spuneam la început, dintr-o altă parte a țării, din Delta Dunării, de la un mare sportiv, Ivan Pațaichin. Cu câțiva ani în urmă, campionul olimpic s-a gândit că pescarii de la Mila 23, localitatea sa de Baștină, le-ar putea servi turiștilor care vizitează Delta mâncare așa cum prepară pentru ei și familiile lor. În viziunea lui Pațaichin, localnicul trebuia să poată începe mica afacere rapid și cu cât mai puține hârcioage. Anca Vlad spune că primarul de la Vama Buzăului a prins ideea acestui tip de agroturism și a ajutat pe ea și pe alți localnici să se organizeze și să se pună rapid pe treabă. Rețeaua gastrolocală a Vama Buzăului este de fapt un proiect prin primărie, devenit asociație oficial,
Suntem deschiși de 3 ani de zile, deci pe 31 august am avut 3 ani, deci sunt 3 ani jumate, mâine până mâine. În Vama Buzăului suntem 20 de puncte gastro, dintre care sunt puncte gastro care au și cazare, da? Deci poate să fie pensiune, poate să fie cazare cu punct gastro și puncte gastro care se ocupă doar în servirea mesei direct la turiști. Că avem un punct de informație la Valea Zimbrilor, da? Deci, asociația asta în ce constă? În momentul în care tu ai mâncarea pregătită, ai oalele cu mâncare și totul pregătit și aștept turiști, te dai disponibilă la acest punct de informație. Avem un grup pe WhatsApp, avem un grup gastro și în grupul acela ne dăm disponibil. Atunci fetele de la informații știu exact punctele care au mâncarea deja pregătită, care așteaptă turiști. Deși puncte gastrolocale mai funcționează și în alte localități turistice din țară, rețeaua de la Vama Buzăului este probabil cea mai apropiată de ideea lui Ivan Pațaichin, adică mici antreprenori locali sprijiniți să facă agroturism fără birocrație obositoare și alături de care să câștige toată comunitatea. Tot ce se pune pe masă este natural. Deci dacă eu am tăiat porc acum, să zic în 2 săptămâni, 3 săptămâni, nu mai am din porcul respectiv, ce fac? Sunt persoane în sat care taie porci, da? Te duci și vorbești cu persoana respectivă și îți cumperi produsul care ai nevoie, cârnaț, ceafă de porc, carne, ce ai nevoie. Deci eu din decembrie până acum am tăiat deja 3 porci. Ceea ce pui pe masă să fie totul făcut în casă. Ok, n-am posibilitate să am probabil tot eu în casă, dar sunt vecinii, da? Deci dacă mi se termină ouăle, e vecina săraca care nu știe ce să facă cu ouă, că n-am pot să am nici eu 500 de găini, am acolo câte pot să țin. Verișoara mea care are fermă de vaci, de la care mi-au brânzica de vaci, mi-au untul, mi-au smântânica. Sunt o groază de ciobani care au brânză, nu știe zărace ce să facă, unde să o ducă, unde să o vândă. Eu încerc să iau când de la unul, când de la altul. Deci așa cum câștig eu, să câștige orice cetățean din sat. Să recapitulăm. O gospodărie normală de la munte, o gazdă veselă și primitoare, pasiune pentru gătit și curățenie, un meniu cinstit, fără sofisticăreli, făcut cu ceea ce nu prea mai găsești pe la oraș. Un loc liniștit, cu aer curat și 2-3 locuri de vizitat. Mai ține la socoteală o administrație deschisă la minte care a pus la treabă o idee generoasă pornită dintr-un alt capăt al României. Adaugă un pin pe o hartă digitală, recenziile unor turiști mulțumiți și poți înțelege cum, după 15 ani de purtat grijile altora prin Italia, o româncă și-a aflat împlinirea tot acasă, în propria bătătură.